Ты находишь единицы, то наш дом услышит. Алката, у меня не войдет. Нет, алката. Бună. Я передал ему привет от тебя. Eu îți mulțumesc frumos pentru faptul că ai făcut atâta cât ai putut și tu pentru a mă scoate de acolo, pentru că știi, și la Orhei atunci când mă scoteau din... Și ai venit și la guvern să le mulțumesc? Nu, la guvern nu am, pentru că mulțumim, cetățenii m-au rugat pe un subiect, eu îți mulțumesc ție personalul Oleg. A, deci n-ai venit cu problemele dumneitalilor și nici nu-ți oferă... A, cetățenilor, dar eu vreau să-ți mulțumesc ție mult pentru că ai sensibilizat atât cât ai putut cetățenii, pentru că ceea ce a făcut justiția lui Plahotniuc, Revolu Moldov, este... Justiția aceea a rămas și după Plahotniuc și până la Plahotniuc era tot păcate, așa. Din păcate recunosc că toată justiția aceea a rămas practic 99% capturată. Neschimbată, da, da, da. Multă sănătate și mulțumesc. Dar ce e durerea? Cu ce ai venit la guvern? Povestiți, dacă vrei. Deci... Gheorghe, spune-mi Moscoș la pușcărie. Uitați-vă cu ce am venit. Deci... Știi? Da. Moscoș la pușcărie. Da. El pe mulți i-a scos, nu mai... Da, camera a venit la Curtea Supremă și mafia dacă a făcut... Da, voi, te rog, da, să sensibilizăm și pe direcția asta. Deci cetățenii din satul Sculeni sau un grup de cetățeni din satul Sculeni în vârstă de acum au pus așa sume de bani la cnișcă sau au pentru a da, da. Cont. Domnul, lăsați-l, lăsați-l că el e unul din victime. Să povestească la cameră, Oleg. Să botez. Așa, și deci e vorba de mulți cetățeni, în total au depus sume diferite, de la 150.000, 100.000. Ce, anumite fonduri din astea private deci sau la bancă oficială? La bancă, deci e vorba de deponența asociației de economii și împrumut din sat Sculeni. A, era așa o asociație? Da, era așa o asociație. Astea sunt date personale, nu ne le arătați. Deci, la un moment dat, cetățenii s-au trezit într-o bună zi că ei nu mai au acești bani și nu au nici venitul acela de 20% care le veneau din suma respectivă. Dar asociațiile astea de depunere sunt legale, oficiale? Și eu nu cunosc dacă sunt legale. Grupuri escroci. Financiară să... Legalizate, da, au autorizații să facă așa ceva. Da, pe la piața financiară. Și-o dispărut cu banii. Ele ne ajută, până noi avem banii noștri și lucrăm cu... Am înțeles. Și-o dispărut cu banii. Pe Moldova s-o bancrotizat așa asociația undeva vreo 6. Și oamenii nu mai primi bani. Am înțeles. Și noi e că suntem victima la altă. Și este procedură oficială de faliment, da? Am dat în judecată. Am câștigat judecată, mi s-o întors din 213.000. Mi s-au întors 5.300. Dar ce ai pus atâția bani la asociația aceea? Că ai vrut mai mult, ai vrut 20%. Păi am pus de copiilor tot, nu numai a mele. Dar ce ai vrut? Acele 20% ai vrut crească ca pe drojdii? Și păi... gând ai avut când ai adunat atâția bani și ai băgat într-o asociație? Păi mă gândim să primesc. Să mai crească. Dividende. Procente, dividende. Da, să pot plăti lumina, gază... Bun, și dacă instanța s-a pronunțat... După faliment, numai atâta probabil o putut recupera. Eu pus sechestru pe mașină băncii, pe fieul băncii și au venit de la piața financiară de aici, din Chișinău, și au vândut tot și au rămas. Și le-au vândut? Le-au vândut și numai atâta au putut recupera. Așa au pus sechestru pe dânsele. Am înțeles. Și ai venit acum la guvern și ieri socoteală să intervină. Pe 2 ani nu-i nimica. Și mă roagă băbuțele din sat, eu pentru dânsele îi îmbră. Deci sunteți grupul acela care a dat femeia 20 de oameni, da? La platforma, da, din Sculeni. Am înțeles. Și activez cu... Cum te numești? Valentin Orjakovski. Orjakovski. Te găsim pe internet, pe Facebook, da, cumva, nu, sau prin Gheorghe? Nu, numai pe telefon. Am înțeles. 069-339-627. Bun. Ținem legătura. Și eu sunt bucuros de oază, vă văd de tip televizor. Ținem mâna, da. Sunteți un băiet. Mulțumesc. Super.